apărarea și promovarea drepturilor omului. Ce sunt drepturile omului? Drepturile omului sunt libertăți umane fundamentale, bazate pe principiul respectării persoanelor și pe ipoteza că toate ființele umane merită să fie tratate în mod egal și cu demnitate. Printre drepturile omului se numără dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la hrană, dreptul la muncă, dreptul la educație, dreptul la participare în viața culturală. De ce sunt drepturile omului importante? Drepturile omului sunt importante, deoarece asigură necesitățile de bază ale oamenilor, protejează categoriile vulnerabile de abuz, încurajează libertatea de exprimare, oferă un standard internațional ce menține guvernele responsabile, protejează independența oamenilor. Cum apărăm drepturile omului și la cine putem apela? Fiecare dintre noi își poate apăra drepturile prin respectarea drepturilor celor din jur, participarea în mișcările sociale, pledarea împotriva discriminării, facerea de voluntariat sau donarea către organizațiile globale, apelarea la serviciile, instituțiile, organizațiile, școala, serviciul 112, 1 Moldova, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Concluzie, oamenii sunt atât beneficiari ai respectării drepturilor lor, cât și cei care, la rândul lor, veghează ca drepturile să le fie respectate. Lecturi recomandate, ce evidențiază necesitatea respectării drepturilor omului.